Salutare, purașilor! Facem azi un filmuleț cu câteva aspecte tehnice. Nu vă nebunesc cu ecuații, pe scurt așa. Poate mulți dintre voi, debutanți, aflați la început și chiar mai avansați, ați auzit de noțiunea de coardă de fast light. Și probabil că v-ați întrebat, bă, care-i faza cu coarda asta de fast light? Îi dă superputeri arcului sau care-i problema? Nu. O coardă de fast light înseamnă o coardă mai subțire decât cele standard și care oferă arcului o viteză mai mare, oferă săgeții o viteză mai mare la lansarea din arc. Materialele folosite sunt de obicei mai pretențioase, mai tari, care rezistă mai bine la tensiuni, care se deformează mult mai puțin decât corzile standard. Și ideea unei corzi de fast light este ține de eficiență. Am avut o postare cu ceva timp în care am făcut niște calcule. Dacă penele la frecarea săgeții în aer contribuie cu 30, 35, 40% din factorul de frecare, eficiența arcului crește invers proporțional cu masa corzii. Cu alte cuvinte, cu cât coarda e mai subțirică și are o masă mai mică, cu atât arcul va fi mai eficient. Asta urmărește noțiunea de coardă de fast light. Le găsiți prin magazine, prețurile nu sunt așa mari, nu vă așteptați la cine știe ce monstruozități, adică undeva 30, 40, 50 de lei o coardă de fast și problema care se pune este dacă merită să spui pe arcul așa ceva. Pe scurt, da. Pe scurt, chiar merită. Nu am cronograf, ăsta e un arc cu un Ben Person, cred că are vreo 60 de ani arcul, l-ați mai văzut în filmulețele mele cu programul schimb de arcuri al unui prieten. Mi l-a trimis acum să-l încerc, atunci am tras cu coardă standard, acum i-a pus coardă de fast light, făcută la comandă pentru el, pentru arcul ăsta, să-l încerc să văd diferența și chiar se simte. Nu am cronograf, dar chiar și e un feeling așa, se simte mai plăcut. Se simte mai plăcut, pleacă mai rapid din arc. Așa cum vă spuneam, eficiența este dată de grosimea corzii. Asta e o coardă standard, da? Și se poate vedea că e aproape dublu ca grosime. Are un număr, asta standard are dublu numărului de fire. Și de obicei astea standard sunt fire paralele conectate la unul din capete, da, pe care nu prea le răsucești doar când ajustezi brace height-ul, dar ele în sine merg paralele, merg așa cum le-a trimis producătorul. La asta e Flemish Twist, e un procedeu de fabricație destul de popular al corzilor și chiar se simte o diferență și chiar încurajez, dacă vreți un upgrade pe arc, primul upgrade pe care îl puteți face unui arc, înainte de a schimba brațele, dacă ele takedown, bineînțeles, și poți să-i schimbi brațele, este să cumpărați o coardă de fast light. Și atunci veți vedea diferențe majore la comportamentul la tragere. Da? Deci are alt comportament. Și chiar o să fiți uimiți. Nu sunt diferențe de 10 de feet per second. Nu ți imagina acum că dacă arcul tău avea 160-170 de feet per second, acum vei trece de 200. Nu, dar e o finețe, e o senzație mai fină, e o senzație mai plăcută și o viteză mai mare a săgeții. Nu știu să vă spun cifre, câți feet per second, asta depinde de foarte mulți factori, de cât de mult întinzi, care e lungimea de întindere, care e masa săgeții, ai sau nu amortizoare și așa mai departe. Un singur aspect important și cu asta închei. Atunci când îți iei o coardă de fast light, trebuie să te asiguri că producătorul arcului îți dă voie, îți permite să folosești o astfel de coardă pe arc. Majoritatea de fapt producătorilor din ziua de azi specifică în pachetul pe care îl cumperi fast light compatibil. Adică are vârfurile brațelor, nu e cazul ăstuia, pentru că ăsta are niște zeci de ani. E un arc foarte vechi. Are pe vârfurile brațelor niște ramforsări din materiale gen fibră de sticlă sau alte materiale rezistente,
Pentru că corzile de fast flight pun un stres foarte mare, fiind subțiri, pun un stres foarte mare, mult mai mare decât cele standard, pe knocking point, pe knock-uri aici, pe capetele arcului. Și atunci producătorul să fie atent atunci când pui o coardă, să zică producătorul că e compatibil. Ăsta e un arc de 60 de ani, producătorul nu mai trăiește de mult și n-am avut pe cine să întrebăm, dar văd că omul a pus coardă de fast pe el și chiar merge, chiar se simte o diferență, adică e o investiție mică din care scoți mult, pentru 30, 40, 50 de lei cât e o coardă de fast, scoți mult și vei fi încântat de rezultate. Cam atât, hai sănătate!